Așadar, bună ziua, bine v-am găsit. Suntem în cadrul Festivalului de Film Central European de la Media și Institutul Cultural Român, pe care îl reprezint aici, a convenit cu organizatorii festivalului și cu Radu Gabrea să găsim o formulă de marcare a celor 25 de ani de la căderea comunismului în Europa, schimbarea de paradigmă și să analizăm pe fundalul filmului. Știți că am făcut-o miercuri, un colocviu pe marginea tranziției în oglindă de la dictatură, stat totalitar, la democrație în Spania, în România și în Spania. O paralelă interesantă, nu foarte egală, uneori. Aș vrea să continuăm acum cu ceea ce, în principiu, de-a lungul secolului 20 și chiar în secolul 21, reprezintă esența și, cum să zicem, vectorul cel mai important pentru elemente de propagandă prin film. Cristian Tudor Popescu, scriitor, jurnalist. Eu l-am cunoscut prima dată pe Cristian cu 30 de ani în urmă ca scriitor, în primul rând, scriitor de science fiction pe vremea aia, dar și de ceea ce se chema literatură mainstream. Mergeam împreună la un cenaclu al lui Ovidiu Crocmălicianu, el însuși autor de literatură științifico-fantastică de bună calitate. După aceea și el și eu ne-am dedicat jurnalismului după 89, din 90. El la ziarul Adevărul, eu la Tineretul Liber, ne vedeam. Însă viața ne-a luat. Cristian a fost mai înțelept, cum îl știm, și s-a ocupat mai repede de partea de scris, a continuat. Eu am fost mai leneș, ceea ce... În plus, a devenit doctor în cinematografie, să zicem, într-o formă generică. O carte, teza lui de doctorat, și predă la Academia de Teatru și Film din București. România mută politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune din 1912 până în 1989, apărută la Polirom în 2011, este teza lui de doctorat și primul volum ne promite o continuare post 1989 revoluționară. Mai întâi, pentru că o să vorbim despre propagandă, despre comunism, despre politică, să vedem cam de ce mă fac eu vinovat venind aici să vorbesc cu dumneavoastră. Mă fac vinovat în termenii anilor 50-60 de evazionism și estetism. Îndepărtare de problemele maselor. Pentru că în loc să-mi văd de treabă și să scriu despre guvern, despre Ponta, despre Băsescu, despre candidații la președinție și, în general, despre politica din România, iată că vin aici, stau cu dumneavoastră de vorbă, despre film. Acesta e un lucru profund neserios. Mai neserios decât filmul este tenisul, unde mă voi duce la ora 3. Și jumătate să intru pe teren, să joc în continuare tenis pe puncte în circuitul ITF, un om de vârsta mea. Vă dați seama ce poate fi mai neserios decât asta, în loc să mă ocup de problemele fundamentale ale României din acest moment. Trebuie să vă spun că o notă de subsol, nu vreau să iau vorba din gură, dar unii l-au corectit pe Cristi Balaurul. Cum știți? Crocodilul. Sau crocodilul, exact. crocodilul. Și Balaurul am auzit și eu. În fine, adică e cam mușcă, e cam nu iantă, îi știu de frică. Deci, ce v-am spus e prezent în comentariile de pe net, la textele mele, există această vigilență din partea cetățenilor actuali ai României, aș spune chiar ai României socialiste, pentru că eu mă simt trăind tot în Republica Socialistă România, sper până mor să apuc să trăiesc în România, încă nu suntem în situația asta,
Deci este uluitoare această vigilență din partea cetățenilor care doresc multă seriozitate. Să nu ne ocupăm cu lucruri utile, ca cum ar fi filmul. Și ce poate fi mai inutil decât să discutăm acum despre cinematografia din anii 50-60 din România, cum spunea Horia, despre începuturile cinematografului, anii 1890, începutul secolului, poate să mai intereseze asta pe... De ce ar interesa? De ce v-ar interesa? De ce ne-ar interesa? Sigur că pe mine mă interesează pentru că sunt un cinefil înrăit, pentru că orice umbră pâlpâitoare pe un ecran m-a interesat din 1880, chiar 1877-78, când apar primele astfel de umbre pâlpâitoare, mult înainte de 1895. Dar dincolo de această pasiune a mea pentru cinematograf, ne poate interesa cinematograful ca armă de propagandă, așa cum a fost definit el în, la sfârșitul primului război mondial de generalul Ludendorff, pentru că urmele pe care le lasă această funcție a cinematografului se simt până astăzi, atât în cinematografia românească, cât și în viața noastră, în ceea ce vedem la televizor, nu numai pe marele ecran. Un lucru extrem de important, după părerea mea, care trebuie spus de la bun început, este natura fundamental imagistică a propagandei. Adică, ce înseamnă propagandă? Propagandă înseamnă o activitate sistematică prin care poți să induci unei mase apreciabile de oameni. Nu există propagandă pentru o singură persoană sau pentru două, trei. Aia e manipulare. Propaganda se ocupă numai cu mase. Deci, o activitate sistematică prin care se pot induce masei idei, convingeri, care să ducă după aceea ca reacție din partea zisei mase la atitudini și chiar acțiuni în direcția dorită de propagandist. Aceasta e diferența dintre propagandă fundamentală, prima, mai sunt și altele, între propagandă și artă. Un film poate să fie un film de artă sau un film de propagandă. Ce urmărește un film de artă? Un film de artă urmărește, sau un film artistic, sau chiar un film comercial, cum mi se spune, și asta e impropriu, dar nu avem alți termeni. Ce urmărește? Urmărește crearea în spectator a unei stări. Râs, plâns, dacă se poate, meditație, o stare. Un catarsis. Un catarsis, dacă vrei. O stare care are o remanență mai mare sau mai mică. În general, la marile filme, constatăm că remanența asta se poate întinde pe ani sau chiar pe viața unui om. Există filme care îți pot marca existența până la capăt. Nu urmărește, filmul de artă nu urmărește o acțiune din partea receptorului. Nu urmărește ca eu să ies în stradă după ce văd filmul ăsta, să dau un cap cuiva, să fac o demonstrație. Urmărește să-mi creeze o stare meditativă, contemplativă, pentru care eu plătesc un bilet, mă duc să văd filmul respectiv, în vreme ce filmul de propagandă dorește din partea mea și calculează o anume atitudine care să ducă la acțiune în anume moment, bineînțeles că cele două se pot intersecta. Și astea sunt cazurile cele mai interesante. Ce facem cu filmele de propagandă, care sunt în același timp și filme de artă? Pentru că există și așa ceva. Acolo dilema e teribilă. Deci, spuneam că filmul, că propaganda are o natură fundamental imagistică. Ce vreau să spun cu asta? Mulțimea gândește doar în imagini.
Ea nu conceptualizează. Nu, mulțimea nu face iterații raționale. Dacă încerci să îi prezinți un silogism, dacă încerci să îi prezinți mai mulți pași iterativ de gândire, o pierzi din prima, de când simte mirosul rațiunii, mulțimea fuge. O puteți vedea, lucrul ăsta eu îl simt la televizor. Fiind atâția ani și ani de zile în fața camerei de luat vedere, la televizor, am ajuns să simt cu perii de pe ceafă, îi simt pe cameramani când sunt neliniștiți că scade audiența. De ce scade audiența? Pentru că am început să raționez. Eu, în calitate de emitent, a ceea ce spun acolo, am început să raționez, am început să prezint mai mult de o idee și o idee care nu e chiar simplă pe ecran, în clipa aceea mulțimea fuge automat. Nu dorește să te audă mai departe, schimbă canalul. E prea mult. E mult, da. Am făcut odată un... și mai rău decât atât este să faci o referință culturală. Eu am ajuns, acum când nu mai există teoretic cenzură, am ajuns să mă autocenzurez în timpul emisiunilor, fatalmente, pentru că dacă îmi venea prin cap, de pildă, mi-amintesc, mi-a rămas secvența asta în cap, vreau să fac o comparație luată din străinul lui Camus despre motivul unei crime, care poate fi motivul unei crime, strălucirea unei rază de soare pe o lamă, mai departe, și mi-am luat seama, în secunda a doua, de ce să, dacă spun asta, să duce, ratingul se duce cu 0-1. Și dacă mai spun încă vreo două, se duce și mai jos. Am cu domnul Curezeanu Emil, care a fost ieri aici, cu dumneavoastră, poate ați v-ați întâlnit cu el. Am făcut experiența asta într-o emisiune împreună. Domnul Curezeanu vorbea, așa cum îl știți, foarte doct, foarte pregătit de politică externă, de relația dintre Rusia și Cecenia, de tipuri foarte exacte și interesante. Și după, după 5 minute de excurs superb al domnului Curezeanu, m-a întrebat ce zic. Și eu am zis, 0-2 din audiență s-a dus, continuați în felul acesta, eu vă voi asculta cu același interes cum vă ascult de viață, dar ne ducem sub 1. Dacă coborâm sub 0-1 cu audiența, la revedere. Emisiunea nu mai există. Astea sunt regulile pe care le impune, vedeți, mulțimea astăzi și nu Comitetul pentru Presă și Propagandă al Partidului. Adică, în loc de Nicolae și Elena Ceaușescu, avem acum domnul Rating și doamna Share, în loc de tovarășii ăștia doi, dar care fac exact aceeași operațiune. Exact aceeași operațiune, obligându-te pe tine să te autocenzurezi. Nu mai trebuie să vină cenzura partidului pentru asta. Și marele ecran a coborât în micul ecran care e preponderent, dar asta nu înseamnă că nu continuă și pe marele ecran. Asta e pentru, probabil pentru volumul 2 prezent. Da. Pe marele ecran propaganda este în filme din ce în ce mai puțin prezentă, pentru că cinematograful de sală nu mai poate fi comparat în clipa de față cu televiziunea și cu atât mai puțin cu internet. Și atunci se mută. Propaganda se mută acolo unde există audiență, unde există vectorii cei mai puternici de transmisie. De aceea, din cinematograful de sală s-a scurs mult. Eu rămas doar urmele. Revenind la ideea de imagine, ca fundament al propagandei, dacă vorbești unei mulțimi în termeni efasați, șterși, conceptuali, de pildă, un exemplu foarte sugestiv, dacă vrei să vorbești despre domnul Adrian Stase în termeni ăștia, în ultima vreme, statura politică a domnului Adrian Năstase s-a diminuat considerabil. Spui această frază și o mulțime căreia îi de adresezi live nu va reține din această frază riguros nimic. Cei care nu știu lucrul ăsta greșesc enorm în discursul politic pe care îl
țin în, în ziua de astăzi. Cei care nu știu că astfel de cuvinte sunt nule. Ele, sigur, pentru dumneavoastră, care sunteți oameni cu instrucție, pentru niște persoane cu un anume nivel, sigur că ele au sens, sunt o frază perfect coerentă. Pentru mulțime e nimic. În schimb, dacă spui, Adriane, nici nu știi cât de mic încep să fii, ceea ce aduce în cap imaginea celor aproape 2 metri ai respectivului, în raport cu diversele evenimente din viața lui, cum ar fi, de pildă, intrarea, imediat se face colajul de imagine, montajul, cu polițistul care pune mâna pe cap, știți, când te bagă în mașină să te ducă la Rahova, îți pune mâna pe cap. Așa e regulamentul de protecție al arestatului. E, se colează imediat cu imaginea lui celor 2 metri ai lăstase apăsat pe cap de polițist ca să intre în mașină. Și în general, dacă nu reușești să creezi imagine în capul mulțimii, atunci nu le-ai spus nimic. Nu reacționează la concepte, nu reacționează la abstracții, trebuie concret și imagine. Iată de ce intersecția dintre film, dintre cinematografie și propagandă era inevitabilă. Inevitabilă. Imediat și-au dat seama niște persoane cu creier în cap, cum ar fi Trotsky, care le-a spus celorlalți, măi băieți, tovarăși, suntem idioți, dar dreptul că n-am făcut nimic cu scula asta care ne așteaptă. Ne așteaptă să o folosim, țipă, să o folosim. Este exact ce avem noi nevoie, în imagine. De ce? Pentru că, vedeți cum creează realitatea, creează filmul. În, după război și imediat în anii Revoluției și Războiului Civil, în URSS, în Rusia Sovietică, se punea o problemă esențială pentru regimul bolșevic. Moscova o cuceriseră. Orașele mari de aici, din partea europeană, să spunem, a Rusiei, erau cucerite. Dar ce faci cu întinderea aia imensă a Rusiei, unde trebuia să aduci cuvântul partidului, să propagandizezi, să bolșevizezi suprafața imensă, în care multe naționalități prezente pe acolo nici nu știau rusește. Mulți nu știau să scrie, nu știau să citească, erau analfabeți. Și cred că nici nu știau unii nici ca bulocul Revoluției. Da, la 10 ani de la... La Moscova și la Petrograd. Deci, ce să faci? Să vii cu hârtii, cu pliante, foarte ineficient, extrem de ineficient să te-a pus în parți hârtie mare, celuloză. Să vii cu un teatru ambulant. Era o idee. Trupe ambulante de teatru care să înfățișeze ca misterele medievale cum s-a luat puterea Lenin, Trotsky, mă rog, Kamenev, Zinoviev și toată lumea. Dar și asta prezent, unul, era greu să, e mult mai greu reproductibilă o piesă de teatru. Trebuie să mobilizezi oameni vii care au cerințe, trebuie să fie cazați, costă bani, treaba asta, să-i duci în teritoriu. Mult mai greu reproductibilă și, de asemenea, poți să ai probleme cu actorii. Pentru că actorul poate, pe textul vizat de partid pentru a fi reprezentat într-un oraș din Iacuția, poate să, pe textul respectiv, când spune Rusia Sovietică se îndreaptă spre viitor în spor, poate să facă așa cu mâna. Nu? Că mâna e liberă în timpul interpretării și poate să întoarcă tot sensul a ceea ce spune el, poate să-l întoarcă prin gestică. Asta cum o controlezi? Pui politrucul, nu? Acest cuvânt l-aud utilizat de lume luminată astăzi în România, în diverse discursuri. Aș fi când întreb și eu pe unul de doi, vă știți ce e politruc? Se pare că nu. Pare că nu. E fabulos. Ei cred așa că e un fel de politician și având sunet rusesc cuvântul, înseamnă bolșevism în general așa. Habar n-au când folosesc acest cuvânt că politruc înseamnă în primul rând un criminal profesionist. Deci politrucul era înarmat cu un nagan, un pistol.
stătea în spatele trupei respective a Armatei Roșii și cei care făceau pasul înapoi erau împușcați de către respectivul, care avea și ca alternativă să le dea vodcă înainte de atac. El s-o ocupa cu menținerea moralului, fiind trimis de partid, să mențină moralul trupei. Tavarici politruc, asta înseamnă. E, nu știu, nimeni văd că nu are curiozitatea să se informeze în legătură cu acest concept, înainte de a-l folosi. Cristia Costă, Dan Filmul era încă mut. Da. Cum au reușit ăștia să facă dintr-o... Este teatru, nu mergea. Așa. Da? Au apelat la film și bine au făcut, probabil. Bine da. Au făcut. Dar cum au reușit să pună în gesturile alea ușor ridicole sau așa, chestia de propagandă care, într-adevăr, trimite la imagini, să leagă creierul, trebuia un pic de finețe și de calitate artistică în... Aveau oameni de felul ăsta? Aveau. Aveau. Păi toți au făcut școală, adică Eisenstein, Sergei Mihailovici, Alexandru Dovzhenko, Zila Vertov, deci mari regizori ai cinematografiei sovietice din anii 20, care au influențat întreaga cinematografie a lumii pe decenii, dacă nu chiar pe secole, Pudovkin, bineînțeles, și-au făcut ucenicia în aceste agitki, filmulețe de propagandă care nu trebuia să dureze mai mult de un minut, două, trei. Atât aveai la dispoziție. Iarăși, dintr-o constrângere a realității, prozaică, nu aveau peliculă. Pelicula nu se fabrica în Rusia, era importată din Germania și costa foarte mult. Și atunci tovarășul cinematografist, trimis în teritoriu să bolșevizeze masele, avea peliculă foarte puțină, vorbea unor oameni, se adresa unor inși, mulți dintre ei analfabeți, și trebuia să le spună lucruri simple, într-un timp foarte scurt și penetrante, care să fie reținute. Iată cum aceste constrângeri ale realității au dus la apariția unui nou limbaj cinematografic. Așa au descoperit cu toții montajul. Ce este montajul din cinema? Păi, montajul nu este altceva decât ilustrarea a ceea ce în logică se numește ignoratio elenchi, ignorarea temei. Adică, mai simplu, una vorbim, bașca ne înțelege. E, sigur, există o grămadă de clasificări ale acestei ignorații elenchi. Argumentul, de fapt, argumentum ad hominem. Pe ăsta îl știm cu toți. Ce înseamnă? Argumentul la persoană. Adică, Rale are un exemplu perfect în direcția asta. A surprins două studente discutând pe hol și una care nu mai avea argumente între ele încheie discuția: eu sunt de vină că stau de vorbă cu eu sunt proastă că stau de vorbă cu tuberculoasă. Deci, tot ce ține de o persoană, că este chel, că este gras, că este evreu, că este femeie, că este handicapat, că este pedofil, că este ce vreți dumneavoastră, care ține de persoană, este luat și folosit în interpretarea logică, în valorizarea axiologică a discursului respectivului. Nu poți să ai drept. Cum poate să ai dreptate unul care are fața asta, domne? Asta o puteți vedea, demonstrația asta acum pe ecranele patriei noastre. Foarte, vezi ce față are? Ăsta are dreptate, domne? Eu am dreptate. Nu? Ia uitați-vă. Ăsta n-are. Cel mai simplu spus. E, aceste paralogisme, aceste faulturi logice, mai există argumentum ad populum, iarăși foarte prezent astăzi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă poporul spune... Da. Înseamnă că dacă poporul spune că teorema lui Pitagora nu e adevărată, înseamnă că ea nu e adevărată. Înseamnă că adevărul poate fi stabilit prin vot. Asta e iarăși un concept extrem de prezent astăzi. Îl puteți constata. Adevărul e stabilit de popor și chiar și prin vot. Dom'le, dacă s-a votat, e adevărat. Această confuzie sinistră uneori
Și există chiar și argumentul ad baculum. Ăsta nu îl mai traduc, e vorba de argumentul ciomagului. E simplu. În loc să mai polemizezi cu dumneata, rezolvi cu ciomagul. Să vede și asta la noi acum. Când cineva se opune, de pildă, validării unei teze de doctorat, evident plagiate și pentru o femeie de serviciu cu oareșcare știință de carte, care știe să vadă că cuvintele sunt alea și în stânga și în dreapta, când se opune cineva, nu mai polemizăm în legătură cu conținutul tezei de doctorat, îl desfințăm pe la și instituția din care face parte. Și am rezolvat problema. Bun. De ce cinematograful funcționează extraordinar, a funcționat prin montaj? Pentru că montajul asta face. Montajul transferă, avem o imagine de la care, prin tăietură, asta îți permite cinematograful. Realitatea nu îți permite. Cu toate că ar fi atât de bine să putem monta propria noastră viață. Nu? Să scoatem anumite momente, să rescurtăm pe altele, să punem altceva în secvența respectivă, să schimbăm decorul, să tragem duble. Ia gândiți-vă ce înseamnă să tragem duble la ce trăim, la ce facem noi în viață. Nu putem. În schimb, pe ecran putem. Și pentru că putem, asta au descoperit în anii 20 atât nemții cât și atât rușii cât și germanii, au descoperit că este posibil să induci niște lucruri cât se poate de false în raport cu realitatea cu ajutorul montajului în cinema. Un exemplu care e absolut sugestiv în direcția asta, vom înțelege imediat despre ce e vorba, este sfârșitul Grevei, primul film al lui Eisenstein, un film extraordinar, după părerea mea, mai bun decât Crucișătorul Potiomkin. Asta este culmea. De obicei, Crucișătorul Potiomkin este trecut în capodopera întemeietoare. Greva, vă recomand, dacă aveți timp și plăcere, să vedeți Greva, făcut în 1924, cu 3 ani înaintea Crucișătorului, unde nivelul de manipulare intelectuală asupra spectatorului e neatins în filmele următoare ale lui Eisenstein. Și acolo, în final, e vorba de represiune. Greviștii sunt omorâți, sunt împușcați de armata țaristă, chemată să intervină. E prezentată masa de greviști care fuge, armata care pune arma la ochi și în momentul ăla tăietură de montaj. În 1924 așa ceva era o explozie atomică. Pur și simplu din neant, pe ecran apare o vită la abator. Întinsă pe jos, ținută de parlagii și unis cu un cuțit enorm așa, intră ca nunt în gâtul vitei, țâșnește sângele firește negru, că e alb negru și mut filmul, umple ecranul, vita dă în cap în toate direcțiile, tăietură de montaj, greviștii care cad în genunchi, împușcați, din nou tăietură de montaj, vita care se spate, montaj alternativ între lichidarea greviștilor și vita respectivă. Asta se numește, în termenii paralogismelor, se numește argumentum ad misericordia, adică argumentul milei. Ca să îți folosesc metode de manipulare și eu cu dumneavoastră, acum. Manipularea e altceva. Se adresează unor persoane instruite, unor persoane care știu despre ce este vorba. Și înțeleg convenția. Și înțeleg convenția. Greva ce cât durează? E lung metraj sau cine? E mediu? Greva? Lung metraj. Lung metraj. Sigur că. Deci, în esență, este vorba despre argumentul, da, domne, e adevărat că a furat, dar el a fost și bolnav când era curat, a fost. Asta înseamnă argumentul ad misericordia. Deci, sunt două sfere aici. Evident, pentru o persoană cu un IQ peste medie sau chiar mediu,
este evident că nu e nicio legătură între o vită care este despicată la abator în scopuri alimentare. E o vită, nimic altceva, e o secvență crudă care se adresează, merge garantat în creierul reptilian al receptorului. Noi avem două tipuri grosier vorbind de creier. Avem telencefalul, ăsta cu care suntem în stare să îi dăm cuiva locul în tramvai, cu care putem să sărutăm mâna unei femei în loc să o omorâm pentru că e mai slabă decât noi, în raporturi directe, cu care putem să folosim niște semnale nule în societate, dar fără de care societatea nu ar funcționa cum ar fi, de pildă, bună ziua. Ziua aia poate să nu fie bună deloc. Cel căruia îi spui bună ziua poate să fie cât se poate de cătrănit, o fi pierdut bani, a divorțat, l-a părăsit nevastă, are probleme, e bolnav, dar îi spui bună ziua. E un semnal nul cu care societatea merge înainte. Dacă încep să dispară semnalele nule, cum ar fi bună ziua, n-aveți pentru ce, cu plăcere, atunci societatea aceea se îndreaptă cu siguranță spre catastrofă. Deci, și partea reptiliană ierarhizează. Poftim? Și partea și creierul reptilian, unde se află sexul, unde se află instinctul de conservare, unde se află enzima, instinctele reprimate, așa mai departe. Mă rog, frigul, foamea, frica și toate celelalte. E, adresându-te cu vaca aia care îi se retează gâtul, te adresezi creierului reptilian, creezi acolo un moment de imposibil, nu se poate stăpâni nimeni când vezi sângele ăla țâșnind. Nu? Sau tot în greva există o secvență în care unul dintre cazacii călării, care îi calcă în picioare pe muncitori, aruncă un copil de la etaj. Ia un copil în scutece și îl aruncă de la etaj, pur și simplu. Astea sunt secvențe garantat efective. Nu poți să te stăpânești. Ai o senzație, o reacție organică la așa ceva. Și pe această reacție organică vine, se așează imaginea greviștilor omorți. Și atunci reacția organică este cea care nu se uită, care rămâne în tine foarte multă vreme și prin asociere, prin montaj, duce la concluzia că greviștii aia nu puteau să fie decât niște ființe lipsite de apărare care au fost măcelărite de către armata țaristă. Ceea ce este fals complet. Greviștii aia, nu discutăm că aveau dreptate sau nu, că erau oprimați, că făceau o revoluție, că erau îndreptățiți. Putem discuta asta, să-i altceva. Dar ei aruncaseră un reprezentant al fabricii într-o baltă, se bătuseră în parte cu organe de ordine, aruncaseră cu pietre în geamurile fabricii. Erau cât se poate de agresivi, cât se poate de pe picioarele lor, conduși de o ideologie de revoltă și mai departe. Ce legătură are cu vaca? Deci, vedeți cum prin această asociere, e un exemplu sugestiv pentru o întreagă perioadă, se poate duce la niște concluzii false, însă foarte puternice, pentru că ele creează și urmăresc să creeze atitudine și reacție din partea receptorilor. Cu o artă de influențare și o artă, evident, o calitate cinematografică evidentă. Cât e film artistic în chestia asta și cât e strict propagandă, cu greu se poate face. Greu. Și la naziști ai elemente puternice de profesionalism, de măiestrie în manipulare și propagandă, dar rămânea ceva ca film? Rămânea. Bine, fiind... Că le poți vedea doar ca imagine, ca film, ca bucuria imaginii tipică, da? Cinematografului, trecând peste elementele de propagandă acum. Le poți urmări. Le poți urmări, Horia, în funcție de structura ta interioară, ca om. Aha. Depinde că receptorii sunt și oameni. Există inși cărora le place mai mult filmul decât viața. Trăiesc mai intens atunci când văd un film decât atunci când trăiesc efectiv, cum sunt eu. Da? Sunt destui ca mine. Acești inși
vor aprecia, de pildă, triumful voinței, triumf de Svilens al Irenii Riefenstahl, făcut în 1934. Îl apreciez și astăzi filmul ăsta, mă uit la el cu imensă plăcere, la lucrurile extraordinare pe care le face Irenii Riefenstahl, din punct de vedere artistic acolo, din punct de vedere estetic, de pildă are o idee vizuală extraordinară în materie de propagandă, când Hitler trece, intră în Nuremberg și motorcada, mașinile, trec prin fața clădirilor, lumea e toată cu mâinile sus, de la fașă la barbă albă, copii, femei, și aia nu erau aduși de activiști, ca în România, în anii 70-80, când te ducea cu întreprinderea la manifestație și stătea activistul în față și se întorcea. Ceaușescu Castro! Ceaușescu Castro! Și toată lumea striga Ceaușescu Castro! E, nu! Acolo putem vedea filmul lui Lenin, putem vedea femei, copii, bătrâni, germani, cu mâna sus și cu privirile incandescente. Deci oamenii erau sinceri, veniseră acolo din convingere, nu-i adusese niciun activist, dimpotrivă, ăștia să chinuiau să-i stăvilească, să nu năvălească spre Führer, să îi pupe cizmele. Și nici Lenin nu-i pusese în prim plan să-i filmeze pe aia, numai acum, nu. Nu. La Mosfilm. Filmele nordcoreene. Nu, pentru că puteți vedea frații Dardenne avant la letră și frații Dardenne au copiat ai noștri minimaliștii realiști din deceniul trecut cu celebra filmarea Cefei. Da? Asta e considerată emblematică pentru noul cinema românesc. E un procedeu foarte folosit de frații Dardenne. Nu știu dacă ați făcut un film al fraților Dardenne. L'enfant, copilul sau fiul sau... Nu, n-ați văzut. Sunt niște cineași foarte interesanți, au luat de vreo două ori Pandor la Cannes. Și acolo, la oamenii ăștia, apare acum, iată, apare filmarea Cefei. Personaje, ceea ce era considerată o greșeală. Să filmezi un personaj din spate, mergând, filmându-i ceafa, cum merge cu aparatul în spate. Știți cine face prima dată lucrul ăsta? Inovația asta teribilă. Lenin Riefenstahl filmându-l pe Hitler din spate. Ia imaginați-vă, nu există nici umbra măcar a unei imagini a lui Ceaușescu din spate. N-am văzut niciodată cum arăta ceafa lui Ceaușescu. Dar avea un ochi în ceafă, nu știi. Pentru că n-a existat niciun cineast român care să-i filmeze ceafa. Lenin Riefenstahl i-a filmat-o lui Hitler și efectul cinematografic este extraordinar, trebuie să vedeți secvența. Și în vreme ce el trece pe respectiva arteră a Nürnbergului, se întâmplă cinematografic nu mai pot să stau jos, se întâmplă cinematografic două lucruri formidabile, pe care, iată, eu cu estetismul, escapismul și evazionismul tot pe care vă fac vinovat în ziua de astăzi, le apreciez, în ciuda faptului că e vorba de nazism. Există o statuie celebră în Nuremberg a omului cu două gâște în piața respectivă, un târgoveț cu două gâște subțiori, așa, din care, din ciocurile lor, țâșnește apă. E bine, se aplică un procedeu numit transtraut, prin care pare că omul ăla de piatră întoarce capul după Hitler și gâștele la fel. Când trece Hitler, grupul ăla statuar întoarce capul după el. Efectul este fabulos. Și mai încolo puțin, tăietură de montaj, în vreme ce Hitler salută, o pisică undeva la etajul 2-3 așa, se uită și dă din cap. Pisica, și nu e pusă cu mâna, au așteptat-o, s-au plimbat acolo să vadă o pisică pe la etaj și să o filmeze. Ăsta ridică mâna, aia dă din cap. Deci, aici funcționează principiul manipulării, propagandei și manipulării, care provine din matematică, principiul tranzitivității. Dacă A este mai mare decât B și B este mai mare ca C, atunci cu atât mai mult A este mai mare decât C. Corect?
Păi dacă și pisica! E clar, da? Și vine principiul transitivității. Se aplică imediat. E, nu pot să nu apreciez, nu pot să nu apreciez imaginea fabuloasă, artistic, cinematografic, ideea extraordinară a lui Lenin, pe care mi-a dat și mi-a dat prilejul să creez un concept pe care îl utilizez în cursuri și în alte filme, umbra metafizică. Deci, avionul lui Hitler, care vine spre Nuremberg, Messerschmitt-ul care se apropie de Nuremberg, lasă pe pământ o umbră în formă de cruce. Umbra avionului se vede pe casă, pe străzi, și Lenin filmează umbra avionului lui Hitler, trecând peste case, peste curți, peste străzi. Deci, aia este o imagine. Cum să spun, e închisă acolo și religia, el coboară, vine de undeva din nori, vine din mitologia nordică, din Valhalla, dacă vreți, de unde vine, cu avionul și umbra aceea în formă de cruce care trece peste pământul Germaniei. Vine Führerul, vine Mântuitorul, cu toate că relațiile lui Hitler cu biserica erau cum erau. Mă rog, avea cu catolicii în special, spunea, dom'le, pe evrei știm totdeauna de unde să iei cu catolicii, mai complicat. Asta era filozofia lui Hitler. Cristi, dacă la nemți și la sovietici lucrurile aveau din când în când calități artistice serioase și să ne spui tu dacă tot filmul de propagandă sau toată producția cinematografică a celor decenii la ăștia doi care excelau în propagandă, dacă toată producția era așa sau erau, astea erau câteva vârfuri? La nemți, da. La nemți, la nemți nu există decât Leni Riefenstahl, restul și Triumful Voinței și Olimpia, filmul Olimpiadei din 1936, care iar este o minune din punct de vedere cinematografic, Olimpiada unde Hitler dorea să fie preamărită superioritatea rasei ariene. Și lucrul ăsta să se constate în concurs. S-a constatat așa de bine, încât sprinterul, atletul Jesse Owens a câștigat 5 medalii de aur spre bucurie, negru fiind, spre bucuria lui Hitler. Foarte mare, da. Da, da, da. Deci, spuneam că sunt două categorii, asta pe care v-am descris-o, de propagandă nazistă dură, cum este filmul lui Riefenstahl, nu are niciun fel de ezitare. Deci este un film care, și de o periculozitate, deci eu le-am proiectat niște secvențe studenților și mi-au spus oameni din România de 19-20 de ani, acum, în acest film, care ne-au spus, bă, profesor, dom'le, te ia așa un val, zice, parcă îți vine să spui, da, dom'le, era o chestie acolo. Deci eficiența verifică și acum. Să verifică și acum a respectivului film. Îți propun să trecem la perioada noastră după aia. Ca să fie foarte bine. Există și oameni care spun că un astfel de film este nociv, cum este Triumful Voinței, deci vorbim de un film, o capodoperă cinematografică, care datorită mesajului lui este nociv, că el ar trebui să fie interzis. Nu ar mai trebui difuzat, așa cum alte filme, de pildă cel mai virulent film de propagandă antisemită și atât de virulent încât este antiuman, e ceva de nedescris, cu siguranță nu l-ați văzut, a fost interzis vreme de 50 de ani, se numește Evreul Etern, regia lui Fritz Hippler din 1940, film făcut la comanda directă a lui Goebbels. E, acolo însă, foarte interesant, să vedem, se folosește același procedeu ca în cazul grevei lui Eisenstein. Vaca la abator. Eisenstein folosea montajul cu vaca despicată pentru a justifica greva și a demoniza armata țaristă, în vreme ce Fritz Hippler folosește aceleași imagini pentru a demonstra cruzimea religiei evreiești. Pentru că trebuie să exsanghineze animalul, spune comentariul din Off,
ca mâncarea să fie coșer, să nu aibă sânge în ea, este, trebuie exsanguinat și lucrul ăsta se face pe viu. Și apăreau niște evrei cu toate caracteristicile rasei, că erau aleși, că după aia, dacă în cercetarea făcută asupra filmului, e un lucru extrem de interesant acolo, pe care îl spun mereu studenților, dom'le, ce lucru mare poți să faci cu neprofesioniști, cu simpli cetățeni, dacă știi să-i alegi. Mai degrabă castingul, alegerea cetățenilor, decât să aduci niște actori care să-ți joace mai bine sau mai rău ce au de demonstrat acolo. E, și sunt aleși niște inși care nu știau de ce sunt. Credeau că e vorba de un film documentar despre folclorul evresc. Habar n-aveau despre ce e vorba, sunt puși acolo ca să demonstreze cruzina evreilor în raport cu animalele, care extinsă după aceea la natura șobolanică a evreilor, sunt asemenea cu șobolanii care vin de undeva din Asia și năvălesc în întreaga lume hartă cu niște linii strălucitoare, venind de acolo și mici șobolani care mișcă pe harta respectivă, pentru că natura propagandei este imagistică, aia rămâne în capul respectivului receptor, nu cuvintele, ci imaginea șobolanică venind din Asia și, în sfârșit, ce dorea toată povestea asta să rămână în capul cetățeanului german. Evreul nu e om. Asta era ideea. Și tot ce v-am spus, ce este interesant, este interesant că procedeul totalitarismului roșu, reprezentat de filmul lui Eisenstein, este identic, identic în imagine cu procedeul totalitarismului german în acest film. Deci iată cum mijloacele de propagandă arcătuiesc un strat bazal care este aplicabil la orice tip de propagandă totalitară. Nu e neapărat legată de una dintre ele. Deci, asta ca să fie foarte clar că eu nu invinuiesc pe oamenii care nu doresc să vadă triumful voinței, care nu doresc să vadă evreul etern, care consideră că astfel de filme trebuie interzise. Nu invinuiesc. Au dreptul să simt așa. Eu nu. Eu consider că trebuie să vedem chiar și așa ceva. Cinematografia românească după 50 ani începe cu, și tu spui în carte, începând de la Comanda cu Războiul de Independență până la alte filme, unele interesante, aș sări direct în ceea ce a excelat în anii 50-60 și după aia, mă rog, cu nuanțe până în deceniul 8, cum ai împărți și ce exemple de povestea cu proporția lui Lenin aș vrea să ne-o spui și felul în care totuși cinematograful antisistem, cinematograful de artă a reușit să facă un să dea, să sară dincolo de ideologie și de mecanismul care miza mult pe propagandă sau pe zona strict de divertisment, de comedie facilă, de filme pentru copii sau de, mă rog, care de animație nu mai contează, deși și acolo erau destule elemente. Deci, Horia, vrei să vorbim de cinematografia românească? Cinematografia românească... De presează, sau de cea sovietică? Comunistă. Cinematografia românească comunistă. Cinematografia comunistă din perioada comunistă din România are o soartă cu totul special, sau dacă un destin cu totul special. Propaganda și cinematografia românească s-au născut în același timp. Deci de aceea făceam comparația asta, pe care o amintea Horia, cu un copil infectat cu virusul imunodeficienței încă din pântecul mamei, cum am avut de altfel celebrele cazuri din anii 80, din anii sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, care ne-au făcut celebri în întreaga lume. Așa e și cu cinematografia românească. Ea s-a născut în 1949. Jumătatea de veac de până atunci, primele vedete, cum se numeau ele, primele imagini cinematografice, apar foarte devreme în România, la câteva luni după proiecția din decembrie 1895 de la
Grand Café, salonul indian din Paris, a fraților Lumière, primul spectacol cinematografic cu bilete, cu 33 de spectatori frang biletul. De atunci, în luna martie deja, 1896, deci la câteva luni după aceea, avem deja imagini proiectate în redacția ziarului La Independance Humaine, în București, imagini de ale unui aparat de cinema. Pionierul acestor imagini în România se numea Paul Menu, românizat, el era francez, a venit aici să facă film, dar el a făcut primele imagini din țara asta au fost filmate de un francez. Și nu întâmplător sunt imagini de la defilarea, de la parada de 10 mai. Iată, cărcep cu propagandă, nu? 10 mai, la rege. Deci, acea jumătate de veac până la 1949 aproape că nu contează din niciun punct de vedere în cinematografia românească. Adică nici propagandistic, nici artistic. Există un singur film valoros din punct de vedere artistic în această jumătate de veac, o capodoperă, se numește O noapte furtunoasă. 1943, regia Jean Georgescu. Dacă nu l-ați văzut, vă rog, vă rog să-l vedeți. E, este, cum să spun, un gest de, hai să nu-l calific față de cultura românească, să nu vezi acest film, care nu este teatru filmat. Atrag atenție, e un film. E film, O noapte furtunoasă, film, nu piesa lui Caragiale, film, mijloacele cinematografe. Mai există ceva. Un film foarte interesant și puțin cunoscut, dar și eu am cu greu acces la el, dar dacă puteți să-l vedeți, se numește Manase. 1924, regia Jean Mihail. Un film extrem de îndrăzneț pentru perioada respectivă. Era vorba de căsătoria între un evreu și o româncă, sau nu mai încă spune evreu, o româncă și un evreu, unde și așa, în care există un rol interpretat cinematografic de un actor, rolul evreului mijlocitor, al pețitorului, al celui care aranjează lucrurile, absolut memorabil. Actorul respectiv luat în niște prin planuri excepționale de interpretare cinematografică și nu teatrală. Asta este formidabil în 1924, când interpretarea era aproape cinematografică, aproape teatrală printre actorii de film, să vedeți acolo niște cadre de interpretare cinematografică ale acelui evreu în Manase, după piesa lui Ronetti Roman. Mai sunt prin filmele lui Jean Georgescu, câte o imagine de aici, de acolo și atât. Altceva nu există. Restul niște melodrame pentru cantropi, să spunem așa, extrem de modeste. Și un film de propagandă, primul film de propagandă de lungmetraj din lume, nu este recunoscută această calitate. Nu știu de ce, pentru că este imparabilă demonstrația. Deci dacă vezi Independența României, Războiul Român-Ruso-Turc 1912, dacă vezi acest film, cum l-am văzut eu cadru cu cadru, deci nu este un film de propagandă, făcut cu un anume scop, comandat de maestatea sa, de Carol I, într-un scop extrem de precis. Și anume mobilizarea belicoasă a maselor în jurul suveranului în vederea războiului ce urma să izbucnească inevitabil, balcanic, războiul balcanic, în care deja era angajată Bulgaria împotriva Serbiei și Greciei și România voia și ea să intre în afacerea asta ca să obțină cadrilatere. Afacere mai proastă ca asta rară în politica românească. Câte probleme ne-a creat cadrilaterul la care nu era românesc. Dar regele avea nevoie de o atmosferă de aprobare a războiului și atunci ce să facă? A comandat acest film, făcut la 35 de ani,
de la 1877, de la războiul de independență, deci ne-a că nu e cifră rotundă, dar nu e 50, nu e 25, e 35, dar atunci să nimerise, ce să facem? Hai să luăm, merge și 35, nu o să zicem nimic, așa? Și personajul principal al acestui film nu sunt soldații români, nu, personajul principal e regele. Apare mai mult de o treime din film, apare Carol, atunci, pe atunci principe, mă rog, al României, în diverse situații eroice. Erou a fost atunci, erou va fi și acum, în 1912, când o să ne batem cu sârbii, cu grecii, pentru, cu, nu cu sârbii și cu grecii, cu comitagii bulgari, pentru candidat. Deci, primul film nu este așa cum e trecut de obicei în istoriile cinematografice mondiale, David Ward Griffith, Nașterea unei națiuni, primul mare film de propagandă, și pentru că e 1915, pentru că filmul nostru datează din 1912. Este un film de 2 ore, film de propagandă. Eu încerc pe toate căile, am făcut această comunicare la diverse facultăți de film din lume, încerc să impun această idee care nu poate fi negată sub nicio formă. Și atât. Asta este cinematografia românească până în 1949. Deci, vedeți, producții, multe din ele, foarte multe din ele sunt coproducții. Româno-maghiare, româno-germane, cu regizori italiene. Străini, italiene. Mai e un film de propagandă făcut Odessa în flăcă, Odessa în fiamme sau așa, făcut în 1941 de propaganda anti-sovietică, deci de propaganda germană și italiană, în România regizorul este italian, Carmine Galone, și lucrează împreună cu actori români pentru a face acest film de preamărire a armatelor germano-italiene și de demonizare a armatei ruse și respectiv a bolșevicilor. Ce merită să vă mai spun în timpul scurt care ne-a rămas? Deci, în 1949 se hotărăște de către conducerea de partid, firește, luând de exemplu sovieticilor, că cinematograful trebuie să fie o armă de propagandă esențială în construirea noii societăți și a omului nou. Drept care apare Răsună Valea, primul film din această, din cele 550 de pelicule turnate în perioada comunistă, în regia lui Paul Călinescu. Altfel, un regizor absolut remarcabil, premiat prin 1939 la Veneția pentru un documentar despre Apuseni, despre moții din Apuseni, și care în 1942 făcuse un documentar intitulat România în lupta în contra bolșevismului. În 1942. El este ales în 1949 să facă primul film de totală adeziune la noua orânduire. Și îl face. Îl face, iar aici e un lucru important pe care ar trebui să-l discutăm. Cât de mult îi putem acuza pe oamenii ăștia? Pe Paul Călinescu, pe Jean Georgescu, pe Victor Iliu, toți mari regizori. Mari regizori, autorii unor capodopere. Jean Georgescu, O noapte furtunoasă. Victor Iliu, La moara cu noroc, pe care îl știți foarte bine. Deci, îi putem acuza. Trebuie să contextualizăm. În acel moment, alta era situația de pildă a filmului în raport cu literatura română. Literatura română avea un trecut extraordinar în 1950, 49-50. Oricând am fi putut avea un premiu Nobel, pe care, dacă ar fi primit premiul Nobel la Ghezi, dacă primea premiul Nobel Blagă, sau Ion Barna, sau, eu știu, Sadovean, dacă l-a primit, eu știu, Senghevici, nu putea să primească Sadoveanu? Bineînțeles că da. Deci,
Literatura română avea deja un trecut glorios, o tradiție, însemna deja o activitate nobilă, să-i spun așa, o activitate unde se vorbea de libertate de expresie, de conștiință artistică. În materie de film, așa ceva nu exista. Abia în 1951, într-un proces în Statele Unite legat de distribuirea filmului lui Roberto Rossellini, Miracolo, Curtea Supremă a Statelor Unite pentru prima dată pronunță în sentință dreptul filmului de a fi tratat potrivit prevederilor libertății de expresie din Constituția Americii. Deci îl consideră cinematograful, produsul cinematografic, Curtea Supremă a SUA, altceva decât un produs comercial pur și simplu. Altceva decât ce se încadra în România după 90 la legea 31. Societăți comerciale. Produsul unei societăți comerciale. Deci nu exista această conștiință a faptului că dacă într-un film pui niște lucruri groaznice din punct de vedere etic, din punct de vedere estetic, intelectual și așa mai departe, faci un lucru rău. Filmul era considerat în momentul acela mult inferior teatrului, mult inferior literaturii. Pentru Iosif Sava, Dumnezeu să-l ierte, așa a rămas până a murit. N-am reușit să-l convinc niciodată pe Sava că poate să pună filmul pe același nivel. Asta este artă. Filmul nu e. Filmul e bulici. Așa. Bine. N-am reușit să-l convinc. Deci asta era și în anul ăla. Deci n-au avut prea mare, n-aveau de unde să aibă prea mari convulsii morale acești oameni, pentru că i-au considerat că fac niște produse cu materialul clientului, ei sunt niște prestatori și, ca urmare, produc lucrul ăsta. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot fi considerați mai puțin vinovați decât Mihail Sadoveanu, decât G. Călinescu, că nu-l cheamă George, nu l-a chemat niciodată, sau decât Tudor Ardezi, pentru cedarea lor, pe care o cunoaștem foarte bine, cu recompensele respective de rigoare. Deci, cinematografiștii nu aveau în spate un trecut și o conștiință artistică atât de mare ca a literaturii de apărat. Firește că vina rămâne, firește că nu poți să treci peste un film ca În sat la noi, o instigare la genocid. Întreg filmul se spune despre un chiabur care vine și el la adunarea țăranilor săraci care vor să se colectivizeze, interpretat de Liviu Ciulei de altfel, și vine și el acolo, ăștia se uită urât la el, ce cauți aici? Ăsta spune, am venit și eu ca om să văd ce e. Și atunci o protocomunistă dintre viitorii colectiviști se ridică și spune, ca omul? Cum ca omul? Ei nu sunt oameni. Au venit printre noi ca viermele în rod. Deci exterminați. Nu? Se vedea în ochii femeilor, se vedea canalul, se vedea și lava, aiut și așa mai departe. L-am întrebat de altfel pe Liviu Ciulei, am avut o discuție cu dânsul înainte să treacă în altă dimensiune. Și l-am întrebat, am avut curiozitatea să-l întreb asta. Cum ați putut să jucați rolul meu? El a jucat roluri pe care, iată, lumea nu le știe. În anii aceia, el era chiaburul scăpău, era buldogul, agentul siguranței. Juca tot felul de roluri pe linie din astea, în filmul respectiv. Dom'le, cum ați putut să jucați? Știți ce mi-a răspuns? Nu o să ghiciți niciodată. Poftim? Ia să vedem, ce mi-a răspuns? Că trebuie să trăiască. Nu. Nu mi-a răspuns asta. Viața există. Ba, da. Nu. Păi n-aveți domn să știți dumneavoastră ce mi-a spus dânsul într-o pobătire pe care eram numai noi. Întâmplător l-a cunoscut. Poftiți? Întâmplător l-a cunoscut. Asta e cu totul altceva. Eu vă spun doar despre convorbirea privată dintre mine și dânsul. Care deci ți-a spus că unde ține pe jar. Dumne mi-a spus același lucru și cu asta închei. Același lucru pe care socotitoarea Maricica l-a spus bărbatului ei
unins cu niște lăboi așa îmbrăcate în opinci, încălțate în opinci auto, cum se purtau proșantier, care a venit de la el de acasă, în creierii munților, să o întrebe pe Maricica: Maricico, te-ai regulat cu doar și inginer sau nu? Și Maricica a răspuns la fel ca Vinicius Lei: bărbate, bate-mă, omoară-mă, nu mi-aduc aminte. Deci erau 550 de filme, dintre care cele de propagandă pură erau invers decât în proporția lui Lenin. Erau 60% propagandă, 40% divertisment. La noi, din fericire, dacă asta se poate numi fericire, a fost invers. Doar 40% propagandă, cu câteva exemple notabile de filme de propagandă, la fel ca cele sovietice sau naziste. Da, vi le pot spune, e bine să vi le spun pe degete. Deci filme de propagandă comunistă sunt reușite, sunt foarte puține în cinematografia românească, într-un motiv extrem de simplu. Pentru că nici unul, repet, nici unul dintre cineaștii români nu credea în comunism. Niciun. Dom'le, Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, deci ăștia erau oameni convinși, ei s-au chinuit să creeze un nou cinema pentru comunism, pentru noua orânduire în care credeau cu toată tăria, în anii 20. Ce s-a întâmplat în anii 30 e cu tot altă poveste, cu complet diferită Uniunea Sovietică a anilor 20 de cea din anii 30. Dar în anii 20 oamenii erau sinceri, sinceri comuniști. Nu există nici un singur cineast român, arătați-mi și un ghid, care să fie comunist. Toți făceau lucrul ăsta pentru că... Și lui nu-și aducea minte, da. Aia e bate mă omoară, da. Și oricum a demonstrat că parcă dar nu. Dar există cinci filme. Există Valurile Dunării, al lui Liviu Ciulei, film absolut minunat, așa, cu toate că e vorba de un film de propagandă. Există Setea, dacă l-a ajuns, al lui Mircea Drăgan, remarcabil. Există Duminică la ora 6, un film pe care vrea să-și uite chiar Lucian Pintilie. Și rău face, pentru că filmul e foarte bun. Potrivit? E foarte bun, dar este un film de propagandă comunistă curat ca argintul strecurat în capul discuții. Este Puterea și Adevărul, care poate să fie Potiomkinul nostru. La dimensiunile respective, România, Rusia. Dar este cel mai puternic film de propagandă comunistă făcut cu artă, din nou vă recomand să-l vedeți, excepțional, creația lui Titus Popovici, în primul rând, Puterea și Adevărul, și în sfârșit Zidul lui Constantin Vaiel. Aceste cinci filme le-am găsit eu, filme de propagandă comunistă indiscutabilă, dar făcute cu artă. Și care merită văzute în opinia mea, cum v-am spus, de la început și astăzi. Directorul nostru și străinul ar intra și ele mai invers. Directorul nostru este un film antisistem, cu supapă, dar antisistem. Da. Există cinci filme, iarăși am găsit cinci filme, partea cealaltă, filme, să le zicem, antisistem. Este Directorul nostru 1954, este Reconstituirea, în 1970, este O lacrimă de fată, un film extrem de nedreptățit, al lui Iosif Demian, un film excepțional. Păi și-a depus Daneliu carnetul de partid pentru Glisando, care este o aiureală fumisterică, cu pretenții, cu tot felul de pastișe din Antonioni, Vaida, Tarkovski și așa mai departe, făcut de Daneliuc ca să ia un premiu la Veneția, la un cal, la ceva, ca cineast în 86 din țările din Est, opresate de comunism. I-a reușit figura asta lui Abuladze cu Căința și nu i-a reușit cu Daneliuc. Au încercat-o în același timp, cu Daneliuc nu i-a reușit. Bun, dar nu era cazul să fie ăla așa de interzis, pe cât acest, vă recomand să-l vedeți, O lacrimă de fată, este singurul film de subcomunism care afirmă artistic un adevăr extraordinar. El spune, filmul ăsta, până acolo toate celelalte se opreau, aveau supapă, adică există corupție, sigur, la nivelul șefului de CAP, la nivelul unor membri de partid cu funcții, la nivel, dar la nivelul inginerului cu tare,
Dar finalmente vine tovarășul secretar de partid, vine de la raione și rezolvă tot, oricât de grav ar fi situația. E bine, în acest film, tovarășul secretar e mai corupt decât Dăina. Și mai mult decât, și mai mult decât atât, un întreg sat este complice în minciună și în hoție cu partidul și cu toată lumea. De acord. Filmul ăla spune că o întreagă țară este vinovată pentru ceea ce se întâmpla în România atunci. Așa ceva și după 1990 e ceva foarte greu de îngurcitat de către publicul românesc. Când îi se spune în anumite momente că a fost un popor complice cu călăul, să dă înapoi. Da. Mulțumesc, Cristian Tudor Popescu, vă mulțumesc și dumneavoastră. Mai am la dispoziție 6 minute dar cu întrebări precise și scurt formulate. Dacă n-aveam meciul, să știți, e meci oficial de turneu ITF, trebuie să fiu, dacă nu, de scratch, de W.O. Mai aveți nostalgia Cinematecii și a Unionului și a Săriilor de Cartier? Unde va ajunge cinematograful de Cristian Tudor Popescu? Cinematograful de sală? E în criză? Nu e în criză, e mort. E la mol? La mol, da, aia e altceva. Cinematograful de mol e altceva. E un produs împachetat. Starea de mol este totalmente diferită de starea de cinema de sală. E altceva. Ăla e bârciul adevărat de care se spune. E bârciul. În asta trăiesc tinerii zilei de astăzi. În asta trăiesc și trebuie să ții seama de asta. Nu, eu sigur că pot să nostalgizez cât vreau, dar asta nu înseamnă că nu sunt conștient de noile forme de exprimare. Ăsta e molul, trebuie să ții seama de el, de regulile lui, de cum modifică molul filmul, cum trebuie să fie filmul de mol. O senzație teribilă am avut-o văzând la mol, de pildă, după amiaza unui torționar, al unui pictilie. Era o senzație fabuloasă să vezi în sala aia cu aer condiționat. Băieții și fetele cu popcorn, Coca-Cola și pe ecran din mică care morții numai. Cea mai terimă bătaie cu pumnul în masă de până la Vlad Ivanov în 4-3-2, alun din mică după amiaza unui torționar, da? E, și asta totul cu molul. Știi, uite, de pildă. N-ai caranfila o idee extraordinară. Spre domne, cinematograful a evoluat acum de la popcorn la nachos. Extraordinar, pe cei de la popcorn bani și te uiți. La nachos nu poți că te uiți. Trebuie să te uiți la... Și atunci apare un montaj cu imagini de nachos și imagini de film care nu apare la... La popcorn. O întrebare apropo de filmul suprarealist. Da. E artă, e propagandă, bunel, crimele andaluz. Bunel? Da, de exemplu. Evident că este un film care vizează arta, nu vizează propaganda filmului. Nu vizează... Are tot același montaj pe care... Sigur că da, dar mijloacele... Lama respectiv, da, da. Numai că nu urmărește, foarte bine că ați ales exemplul ăsta, da. Nu urmărește ca respectivul spectator să iasă în stradă și să rupte împotriva urădurii țarist. Urmărește spargerea unor tipare de gândire și de simțire chiar, de sentiment. Urmărește să exploreze zone ale umanului neatinse, tabu, până atunci. Urmărește să te zguduie, să te scoată dintr-o stare conformă pe care o ai până în momentul ăla. Ăla este scopul lui Bunuel. Nu? Și în general al suprarealismului. Suprarealismul vrea să exploreze niște zone. Dar nu dorește de la tine să faci partidul suprarealist, să ieși în stradă și să iei puterea. Nu mai e finanțat filmul cum era pe vremea comuniștilor. Ce le-a răspuns Ceaușescu când au zis? Asta trebuie spus în încheiere ca să dăm clarificăm situația de azi față de aia de atunci. În 1968 are loc în primăvara, în mai 1968, deci rețineți cu câteva luni înainte de epocala vorbire de la balcon al lui Ceaușescu, care i-a asigurat 25 de ani de păcălire a acestui popor. Deci în mai are loc o consfătuire pe teme de cinema ale biroului politic executiv și acolo Ceaușescu spune următoarele, incredibil. Dom'le, dacă, să spune că n-au libertate de creație, tu mă, și cinematografiști. Da, domnule.
să facă tovarășul regizor ce film dorește el. E liber să-l facă. Să depună 20 de milioane de lei la Casa Ilia Putea. Și după aia vin și eu să-i văd filmul. O să fiu foarte interesat. Dar până când tovarășul regizor face film cu banii poporului pe care îi dăm noi, tovarășul regizor o să facă filmul ăla pe care noi îl considerăm bun. Era vorba de întrebarea să facem o lege ca să iasă filme bune. Legea e ușor de făcut. Dar, da, chiar așa era discuția, dar cum stabilim care e filmul bun? Și Ceaușescu a stabilit cel mai puternic criteriu estetic. Dom'le, la casier. Nu e total corect. Ăsta e argument suprarealist. La economie de piață. Era foarte corect, dar argument de economie de piață. Omul era liberal. Chiar. Finanțează-te singur.